Medicii de familie trebuie să fie întotdeauna la curent cu cele mai noi metode de tratament pentru a ști ce să recomande pacienților. Această întâlnire este prima dintr-un șir de lungi întâlniri și de multe întâlniri pe care le vom avea în această toamnă cu medicii de familie. Este o oportunitate pentru compania noastră, pentru medicii noștri să cunoască și să relaționeze cu medicii de familie, mai ales că avem multe noutăți pentru, atât pentru medici cât și pentru pacienți. În această întâlnire vor fi prezenți atât medicii din Galați, cât și echipa de la București. Se vor prezenta materiale legate de tratamentul varicelor, tratamentul hemoroizilor, tratament fără operație. De asemenea, vom da detalii despre acest tratament al artrozei și osteoporozei cu rezonanță magnetică, pentru care avem exclusivitate în România. Și de asemenea, vom informa medicii de familie despre faptul că, începând cu acest an, practic am intrat în contract cu Casa de Asigurări și suntem primul și singurul furnizor privat de servicii de spitalizare de zi din Galați. În urma încheierii unui contract între o clinică privată din Galați și Casa de Asigurări de Sănătate, pacienții pot beneficia de cele mai noi tratamente. Clinica privată ajută în primul rând prin know-how, deci practic prin cunoștințe, pentru că se investește în trainingul medicilor și pe de altă parte și în dotare. Deci practic clinica privată preia din anumite sarcini ale statului, pentru că din punct de vedere medical, actul medical trebuie să fie același, indiferent dacă clinica este privată sau de stat. Organizând un fel de curs de perfecționare în noile tehnici de tratament în boala hemoroidală, în boala varicoasă, în dermatologie și în tratamentul patologiei articulare, așa încât medicii de familie să fie la curent cu cele mai noi tehnici pe care noi deja le folosim și să poată să le recomande pacienții. De multe ori, medicii din sistemul medical public sunt angajați și la clinici private, rezultând astfel o bună colaborare între stat și particular. Știți că un medic trebuie să informeze permanent și practic toată viața trebuie să participe la astfel de evenimente. De altfel, evenimentul de astăzi este sub girul Colegiului Medicilor și se acordă un punctaj care contează pentru fiecare medic de familie prezent aici. Se acordă un punctaj care contează în cadrul punctajului anual necesar pentru perfecționarea profesională. Simpozionul la care au participat numeroși medici de familie din Galați a avut ca subiect principal noile tehnici de tratament non-invazive, ce pot vindeca afecțiuni care până acum aveau nevoie de operație.